acces pentru două parcele învecinate, care sunt doi proprietari, drumul de acces în cauză, în cazul în care adâncimea parcelei nu permite ca să se creeze drumuri pe mijlocul parcelelor, se creează pe mijloc, între cele două proprietăți. În cazul în care nu putem să dăm nici cum pe proprietarul respectiv, da, ce este de făcut? Să proiectez cum să vezi la față pe care ești proprietar. Păi, dar din moment ce de la drumuri am primit avizul pentru amplasamentul respectiv. Atunci înseamnă că nu poți să dezmembrezi cum făcut. Nu poți să dezmembrezi. Asta nu se poate dezvolta. Așa e blestemată de Dumnezeu. Aici nu e blestemată. Dar trebuie să te gândești că ai dat un aviz pe ceva anume. Domnul primar, dar drumul a prevăzut traverse totale de 12 metri. Punct. Asta înseamnă că la momentul când te dezmembrezi, nu poți. E, nu. Păi nu poți. Păi nici, nici Consiliul Județean, vorbesc prostii, nici Consiliul Județean nu avizează cuzul sub 6 de metri pătrat și nu sub 12 metri. O să vezi, mergi cu o propunere de 6 metri, nu ți-o avizează Consiliul Județean. Fiindcă au regulament de urbanism vis-a-vis de avizarea cuzurilor. Mă, nu vorbiți, numai, hai să vorbim, eu știu politic foarte bine. Să spune că viitorul primar nu mai percepe niciun fel de taxă, niciun impozit, nimica. Toată lumea o să, o să fie lapte și miere pe drumul. Da, vă rog, ține vreo la vreo 6 persoane. Domnul președinte, luăm o pauză. Dar nu vreau să de oameni să vă spun. Nu, 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 vis-a-vis, la capitolul ăsta, să știți că acum și acum, de la Consiliul Județean ne vine control, respect la Consiliul Județean, am avut discuții pe vis-a-vis de Traian și Marian Ție, că... Și pe Italia, de ce drumul ăsta, domnul Becu, am avut... Comisia de validare, Bulba, să fie chemată aici. Dar nu v-a dat demisia aia, s-a dat demisia. Cine e comisia? Nu la modul ăla e ca să știți. Voi sunteți de vină. Eu în locul vostru l-aș fi scos pe cu afară. Vreau să-ți spun, uite, nu-i Claudiu aici. Primarul de la Giloc, am vorbit cu primarul de la Giloc, știi ce mi-a zis? Iar a venit Petru, mi-a scos cu afară, exact cu aceeași teorie. Adă-l pe Petru, un pas și spune că nu l-a scos primarul de la Giloc afară. Asta e o prostie. Auzi. O prostie, nu e o prostie. Nu, da, nu, 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 de îndrumare și control. Da, da. Dacă vine și spune că nu e în regulă ceea ce faci, ce e în regulă? Să-l scoți afară pe spate înainte? Nu, dar dacă... Problema e a primarului, a viceprimarului, consiliul local, nu e a lui. El vine și spune, vezi că aici ai greșit. Și pe viitor încearcă să nu mai greșești. Pe intravila. Și pe extravila. Pe intravila, câte ați dat? Și de 8 metri, de 6 metri și de 4 metri? 6 metri îmi dă dreptul regulamentul de urbanism făcut de le consei local. A. Haideți, domnișoara, doamnă.